Stimați frați și surori, stimați tineri dragi, este un har deosebit că în această dimineață să putem să fim în locul acesta, în prezența lui Dumnezeu, un loc unde Dumnezeu nu doar că ne vorbește, un loc unde Dumnezeu ne întărește, ne ridică, El este acela care ne ajută să putem să biruim așa cum s-a cântat în această dimineață și așa cum ne-am rugat, însă Dumnezeu este acela care totdeauna este gata să ne aducă în viața noastră lucrurile de care noi avem nevoie pentru a putea să fim eficienți într-o lume coruptă, căzută, așa cum se spunea în această dimineață. Pentru aceea, în această dimineață, Domnul mi-a pus un cuvânt pe inimă care ne va sluji ca și învățătură, însă înainte ca să intru în mesajul care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru noi în dimineața aceasta, permiteți-mi să aduc salutul Bisericii Tabor din Orșova, al Bisericii Tabor din Turnul Severin și a celorlalte biserici, harul și pacea Domnului. Echipa Tabor vă urează multă binecuvântare și se roagă ca Dumnezeu să vă întărească în tot ceea ce faceți. Amin. Și dacă nu este prea greu, haideți să ne ridicăm în picioare, citesc pasajul acesta care ne va sluji ca învățătură și apoi vom reocupa din nou locurile. Găsim în Faptele Apostolului, capitolul 2, vom citi de la versetul 37 și vom conclude în versetul 43, pagina 1057 în traducerea Cornilescu, 1057, cuvântul Domnului de la versetul 37 ne vorbește și spune în felul următor. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas răpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezați în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Amin. Vă rog să recupați locurile. Pentru dimineața aceasta, Domnul mi-a pus cuvântul acesta, care am să-l rostesc pentru noi, un cuvânt care ne va ajuta să înțelegem cât de important este a treia parte din Trinitate pentru fiecare dintre noi. Bineînțeles că în momentul în care vorbim despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, părerile noastre sunt foarte împărțite, tocmai datorită contextului de unde venim și datorită ideologiilor pe care noi le-am acumulat de-a lungul vremii. Însă în această dimineață ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu și fiecare dintre noi să fim dispus să eliminăm orice lucru care nu are rădăcini scripturale și în același timp să înțelegem felul în care Dumnezeu își dorește ca prin Duhul Său cel Sfânt să lucreze în viața de zi cu zi. Vedeți? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu n-a fost trimis de Dumnezeu doar ca să ne ajute în anumite circumstanțe ale vieții. În momente de criză, în momente în care poate suntem debusolați, în momente în care poate nu știm ce trebuie să facem și unii dintre noi alergăm la un proroc, alergăm undeva ca Dumnezeu să ne vorbească. Lucrurile acestea sunt foarte bune. Însă nu doar pentru aceasta Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Său cel Sfânt. Așa cum am citit pasajul acesta, cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne ajută să înțelegem cât de important este Duhul Sfânt în viața de zi cu zi. Spunea fratele pastor, fratele Călin, despre faptul că trăim o viață destul de tulburată și trăim un context destul de ciudat pentru generația noastră. Nu doar că a început războiul în Rusia cu Ucraina, însă ceea ce vedem în săptămâna aceasta sunt chestiuni care deja pe fiecare dintre noi ne pune să gândim și ne face să ne punem tot felul de întrebări. Însă să nu uităm un adevăr pe care Mântuitorul Iisus Hristos îl spunea și rostea. Că lucrurile acestea vor fi evenimente frecvente pentru generația care vor experimenta sau care vor aștepta venirea Mântuitorului. Dar ceea ce pentru noi este foarte important în vremea aceasta este ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos spunea ucenicilor înainte să se înalțe la cer. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că timp de 40 de zile Mântuitorul Iisus Hristos după învierea sa s-a arătat ucenicilor și a vorbit cu ei lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu și chestii
chestiunile cele mai importante pentru ei. La un moment dat ne spune cuvântul lui Dumnezeu că ucenicii erau curioși să vadă vremurile și soroacele, așa cum suntem foarte mulți dintre noi, să vedem cum o să fie, ce va fi, oarecum se vor desfășura lucrurile. Și Biblia ne vorbește că Mântuitorul Iisus Hristos, în Faptele Apostolului, capitolul 1, versetul 4, ne spune cuvântul lui Dumnezeu următorul lucru. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Pe când erau strânși, apostolul l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Însă în versetul 8, Mântuitorul Iisus Hristos face o afirmație șocantă pentru ucenici și în același timp pentru noi, tocmai datorită contextului pe care ucenicii l-au avut, și le spune în felul următor, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și am făcut această precizare, o declarație foarte șocantă. Oare de ce Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor să mai rămână la Ierusalim când majoritatea dintre ei erau din Galileea, undeva la 96 de kilometri distanță de Ierusalim? Acolo aveau familie, aveau business-uri, aveau toate lucrurile, aveau sinagogile unde ei slujeau sau unde mergeau, unde familiilor îi așteptau. De ce Mântuitorul Iisus Hristos le-a poruncit ucenicilor să rămână la Ierusalim? De ce nu le-a spus? După 3 ani și jumătate ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Mântuitorul face această afirmație, dar să nu uităm că în timp de 3 ani și jumătate ucenicii au fost oameni care au experimentat minunile lui Dumnezeu. Au văzut vindecări, au participat la eliberări, au fost aceia care au văzut minunile pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a făcut prin mâinile lor, au văzut învieri din morți, au participat la momentul acela când Hristos a umblat pe mare, a văzut felul în care Hristos a raportat la mulțime și alte lucruri extraordinare de care ucenicii au avut parte. Și dacă ne-am uitat în ansamblu la tot ceea ce s-a întâmplat în 3 ani și jumătate, am fi spus, ar fi fost suficient pentru ucenici ceea ce au experimentat. Însă Mântuitorul Iisus Hristos face această precizare și șocantă pentru ei și pentru noi și le spune, voi trebuie să rămâneți la Ierusalim până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Oare v-a spus întrebarea aceasta, care este motivul pentru care Mântuitorul Iisus Hristos nu i-a trimis din nou înainte să fie botezați de Domnul cu Duhul Sfânt? I-a trimis pe ucenici la casele lor, i-a trimis la business-urile lor, în sinagogile lor, nu i-a trimis în satele și în prejurimile Ierusalimului ca să predice Evanghelia? Și tocmai de aceea Domnul Iisus Hristos face această afirmație șocantă pentru ei și totodată pentru unii dintre noi. Și în această dimineață, cu ajutorul Duhului Sfânt și ajutorul Domnului, ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu să vedem de ce pentru generația noastră este vital de important Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar înainte să intrăm în subiect, permiteți-mi să fac și următoarea precizare. Cine este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Pentru că dacă v-am pune întrebarea aceasta, părerile noastre sunt diferite tocmai datorită contextului de unde venim. Unii dintre noi puteți să spune, frate Darius, numai ce ai spus, că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este o putere. Și Biblia spune că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu este o putere. Unii pot să spună, frate Darius, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este un de lemnul acela care, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Biblia ne vorbește că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu este nici măcar un de lemn. Unii pot să spună, frate Darius, dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este apa aceea care ne spală și ne curățește. Și Biblia ne vorbește că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu este nici măcar apă. Unii pot să spună, în ziua cincizecimii s-a coborât foc din cer. Înseamnă că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este foc și Biblia vine și ne vorbește că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu este foc. Unii pot să spună, păi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să fie vântul acela care adie și care schimbă situația și circumstanța vieții. Și Biblia vine și ne vorbește că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu este nici măcar vânt. Însă cine este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Iar pentru noi, ca să putem să avem o înțelegere corectă și pentru a înțelege cine este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, trebuie să ne uităm în Scriptură, să vedem cine este Duhul Sfânt. Aduceți-vă aminte că Mântuitorul Iisus Hristos la un moment dat, când le spunea ucenicilor că este de folos să meargă la cer, pentru că dacă nu merge la cer, nu vine a treia parte din Trinitate, adică Dumnezeu, Duhul Sfânt, le spunea în felul următor, ci în momentul că eu mă voi duce la cer, va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului care va fi în voi și care va fi cu voi. Deci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este a treia parte din Trinitate, este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu Duhul
Sfânt, Doamne ajută la lucrul acesta, amin. El este Dumnezeu. Noi trebuie să-i dăm cinstea de Dumnezeu, noi trebuie să-L venerăm ca și Dumnezeu, noi trebuie să-i dăm toată închinarea, toată adorarea, pentru că Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este întuna și în momentul când spun slăvit să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să nu cumva să credem că Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus Hristos stă undeva acolo și zice, o, pe mine nu mă laudă nimeni, mie nu mi se închină nimeni, se închină numai Duhul Sfânt, nici într-un caz. Pentru că Dumnezeu Tatăl cu Domnul Iisus Hristos și cu Duhul Sfânt este întuna, lăudat să fie numele Domnului. Dar pentru noi, cel care lucrează într-o vreme ca și aceasta, nu este Domnul Iisus Hristos care, așa cum se spunea la timpul de laudă și închinare, și-a făcut lucrarea, și-a încheiat absolut tot. Cel care lucrează în mijlocul nostru și printre noi este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fiorul acela care noi îl simțim este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Felul în care Dumnezeu începe să lucreze la vindecarea noastră este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ceea ce noi primim din partea lui Dumnezeu ca și revelație este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care ne descoperă. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care își face lucrarea din ziua cinzecimii și până în momentul când Hristos își va lua mireasa, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează în viața noastră Dumnezeu Tatăl împreună cu Domnul Iisus Hristos în împărăția cerurilor și ei sunt aceia care stau pe tron și sunt aceia care n-au pierdut situația de sub control, ei sunt aceia care stau liniștiți tocmai datorită faptului că cel care lucrează în mijlocul nostru este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Său. În această dimineață ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vom vedea de ce pentru generația noastră este vital de important Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că citeam pasajul acesta în care apostolul Petru, după ce a fost și a experimentat momentul acela când Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt, deși, atenție, apostolul Petru era un om născut din nou. A participat la vindecări, a participat la minuni, a participat la tot felul de lucruri extraordinare pe care Mântuitorul Iisus Hristos le făcea și totodată ucenicii le făceau împreună cu apostolul Petru, însă vedem viața lui care a oscilat așa între momente de criză și momente de biruință. Apostolul Petru era un om care acum spunea, Doamne Iisuse, am să mă duc cu tine până la moarte și în momentele următoare, după câteva ore, s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos. Aduceți aminte că la un moment dat Hristos pune întrebarea aceasta: cine spun oamenii că sunt eu? Unul a început să spună, mă, unul dintre proroci, altul a spus, mă, ești Ieremia, Ilie, dar voi cine ziceți că sunteți, că sunt eu? Și la un moment dat apostolul Petru face afirmația aceasta șocantă și spune, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Iesua, Hamashiach, Adonai, tu ești Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, măi Petre, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și după câteva momente Hristos le spune, vedeți că mă duc la Ierusalim, acolo o să mor și a treia zi voi învia. Și apostolul Petru face următoarea afirmație șocantă și spune în felul următor, să te ferească Dumnezeu să faci un astfel de lucru. Ce spune Hristos? Înapoi a mea, Satanu. De ce? Momente de oscilare. Pentru că nașterea din noi este vital de importantă ca să primim mântuirea și să începem journey-ul pe care noi îl avem, să începem parcursul vieții noastre împreună cu Hristos. Însă nu este suficient să ne oprim doar la primul lucru care se întâmplă în viața noastră. Însă în această dimineață ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vom vedea felul în care Dumnezeu începe să lucreze. Spuneam că apostolul Petru, după ce este botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat s-a creat o tulburare și oamenii nu știau exact ce se întâmplă. Au văzut niște limbi de foc care s-au coborât peste oameni, au auzit un vânt puternic, au început să-i audă vorbind în alte limbi și în momentul în care s-a întâmplat toate lucrurile acestea, unii dădeau cu o părere, alții ziceau altceva și apostolul Petru se ridică în picioare în fața multitudinilor de oameni care s-au strâns în locul acela și începe să vorbească cu ei și să le spună în felul următor. Și în momentul în care apostolul Petru vine și face claritate despre ceea ce se întâmplă în locul acela, oamenii aceia au rămas frapați, au rămas străpuși în inimă și au început să iei decizii care au fost extraordinare pentru ei și pentru ucenici. Și primul lucru care vreau să subliniez în această dimineață, de ce este important Duhul Sfânt în viața noastră de zi cu zi? Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este singurul care poate să ne lumineze. Doamne ajută la lucrul acesta. Vedem aici, în momentul în care Petru se ridică în picioare, oamenii aceștia, dintr-o dată, când sunt luminați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, au venit la apostoli și au spus, după ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas răpunși în inimă și au zis ucenicilor, fraților, ce să facem?
cea mai bună întrebare pe care cineva poate să vină să ne adreseze. Ce să fac să primesc mântuirea? Ce să fac să mă apropiu mai mult de Dumnezeu? Ce să fac ca să pot să-mi schimb stilul de viață? Ce să-mi fac să pot să fiu un om mai rugativ? Ce să fac să pot să citesc Biblia în fiecare zi? Ce să fac ca să pot să postesc în fiecare zi? Ce să fac să pot să mă implic în departamentul ăsta extraordinar pe care dumneavoastră îl aveți și vă felicit pentru lucrul acesta? Ce să fac să pot să fiu într-un departament oarecare? Sunt întrebările care noi ca și slujitori le așteptăm din partea oamenilor, pentru că sunt cele mai bune întrebări. Însă pentru aceasta este nevoie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne lumineze. Vedeți, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu joacă un rol important în viața noastră. Noi ca și creștini, de cele mai multe ori am fost îndoctrinați de anumite chestiuni care într-o anumită măsură au fost bune, însă nu au fost suficiente. Am fost de foarte multe ori ni s-a impus lucrul acesta: mă, voi trebuie să fiți botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Dar de ce? Păi numai așa puteți să fiți mântuiți. Bineînțeles că mântuirea este darul lui Dumnezeu și El îl primim în momentul în care suntem născuți din nou, nu neapărat în momentul în care vorbim în alte limbi, deși atenție, vorbirea în alte limbi este vital de importantă pentru fiecare dintre noi, pentru că ne zidim pe noi sufletește și în același timp. De ce înaintașii noștri au pus punctul pe lucrul acesta? Știți de ce? Tocmai ca să ai certitudinea faptului că ești mântuit. Pentru că dacă v-aș pune întrebarea aceasta unora dintre noastră: ce garanție ai că ești mântuit? Foarte mulți dintre noi am spune: frate Darius, nu știu. Dar în momentul în care Domnul te botează cu Duhul Sfânt, primești o certitudine în plus a faptului că faci parte din împărăția lui Dumnezeu. Și în momentul acela începi să elimini confuzia, începi să elimini îndoiala, începi să elimini superstițiile din mintea ta, tocmai datorită faptului că ai o certitudine foarte puternică asupra faptului că ai primit mântuirea din partea lui Dumnezeu. Ai fost pecetluit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cum spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 4, versetul 30: să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Însă, problema este felul următor: foarte mulți dintre noi s-a pus accentul pe lucrul acesta și nu s-a pus accentul pe ceea ce de fapt face Duhul Sfânt în viața noastră. Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, stimați credincioși, n-a fost trimis de Dumnezeu doar ca noi să ne lăudăm că suntem mai mult, mai buni ca alte confesiuni. Așa cum s-a întâmplat de multe ori. Ne-am uitat la unii și am zis: mă, tu vorbești, ai fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Și stimatul a spus: îmi pare rău, încă n-am primit experiența. O, tu nu ești bun de nimica. O, eu sunt mai bun ca și tine. Serios? Prin faptul că ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, nu înseamnă că ești mai bun ca și altul, ci ceea ce ar trebui să se vadă și să se evidențieze în viața ta este dragostea pe care Dumnezeu o toarnă. Așa cum spune în Roman, capitolul 5, versetul 5, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Doamne, ajută la lucrul acesta. Dacă e cineva să mă ajute puțin cu versetele, apreciez mult dacă se poate să se facă lucrul acesta pentru cei care nu v-ați dus Scriptura la biserică în dimineața aceasta. Dar vedeți, aceasta este o confuzie pe care noi de-a lungul vremii am transmis-o din generație în generație. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care începe să ne lumineze mintea și modul de gândire și să facă curățire și să facă lumină la nivelul minții noastre cu privire la tot ceea ce este vorba despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Oamenii aceștia care au văzut și au experimentat contextul acela au început să spună: wow, ceva extraordinar s-a întâmplat acolo. Și pentru a putea să înțeleagă mai bine, au venit la apostol și au zis: fraților, ce să facem? Și uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care au pus întrebarea aceasta extraordinară, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește că Petru este acela care din nou vorbește, după ce ține o predică de 2 minute și 47 de secunde, îți ia să citești Faptele Apostolului capitolul 2 până la pasajul nostru, îți dai seama că în 2 minute și 47 de secunde, 3000 de oameni au fost răpuși în inimă de Duhul lui Dumnezeu și au fost gata să facă ceea ce Apostolul Petru le spunea. Și Apostolul Petru vine și le spune: pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fiți botezați în numele lui Iisus spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Cu alte cuvinte, momentul acela a fost exploatat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și oamenii nu au plecat din biserică. Știți ce este ciudat pentru noi?
Cei mai mulți dintre noi suntem convinși în momentul în care auzim o predică, auzim o cântare sau la rugăciune, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne vorbește cu privire la vieții noastre un anumit lucru. Însă cei mai mulți dintre noi facem greșeala aceasta fatală, încât nu mai rămânem aici în casa lui Dumnezeu până ne rezolvăm problema. Nu mai rămânem, ci plecăm pe ușile acestea spunându-ne tot la nivelul minții că ne rezolvăm noi problema acasă. Ne rezolvăm problema în altfel. Și nu ne dăm seama că asta este o strategie demonică pe care diavolul o are, ca să ieși pe ușile bisericii fără să-ți rezolvi problema în momentul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te luminează. Puneți întrebarea aceasta: când te-a luminat ultima oară Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu un aspect al privirii al vieții tale, a unui domeniu din viața ta care știi că nu este bun și care încă nu l-ai schimbat? Care sunt motivele pentru care încă nu l-ai schimbat? Dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne luminează și ne ajută să înțelegem lucrurile importante, poate că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu de multă vreme ți-a spus că trebuie să te botezi și tot amâi lucrul acesta și spui: am să mă botez la următorul botez, am să fac cu tare. Poate că de multe ori Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te-a ridicat peste săptămână să vii la rugăciune miercuri seara și n-ai venit de multă vreme. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu tot te luminează că trebuie să vii, Că are în vedere să-ți vorbească, are în vedere să te ridice. Poate că de multă vreme Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ți-a descoperit un lucru, că trebuie să schimbi în viața ta, ca familia ta să funcționeze în parametrii lui Dumnezeu și n-ai făcut lucrul acesta. Care sunt motivele pentru care nu l-ai făcut? Poate că îți dai seama că te lupți cu un faliment în viața ta de multă vreme și de multă vreme Duhul Sfânt al lui Dumnezeu spune același lucru și n-ai făcut lucrul ăsta. Care sunt motivele pentru care l-ai făcut? Pentru că uitându-ne în Scriptură, vedem că oamenii aceștia în momentul când au mers la Petru și au spus: Petru, pocăiți-vă, au fost luminați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și au început să acționeze în momentul acela. O altă chestiune problematică pe care noi avem: mulți dintre noi spunem: oh, eu știu mai bine ca cu tare. Foarte mulți dintre noi zicem că suntem luminați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și realitatea este că foarte mulți care spun că sunt luminați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu sunt luminați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Poți să fii luminat de propriile tale ideologii, poți să fii luminat de amprenta care ți-a lăsat-o poate școala sau numite învățături, poți să fii luminat de prieteni, poți să fii luminat de internet, poți să fii luminat de circumstanțe, de experiențele altora și să nu fii luminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Apostolul Pavel la un moment dat în Romani capitolul 9 versetul 1 el vine și spune în felul următor: spune adevărul în Hristos numind, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Vedeți cine era acela care lumina pe apostolul Pavel? Dar întrebarea vine la îndreptul nostru: care sunt motivele pentru care nu lăsăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne lumineze? Sau dacă a început să ne lumineze, de ce tot repetăm aceleași greșeli frecvent și frecvent? Sau dacă nu te mai luminează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu de ceva vreme, asta e iar o problemă, înseamnă că undeva suntem goi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și undeva cel rău încearcă ca să ne oprească să primim lumina cea de care fiecare dintre noi avem nevoie. Fiecare dintre noi în viața de zi cu zi luăm foarte multe decizii. De la decizia cum să ne aranjăm părul în momentul când ne trezim, de la decizia cum să ne îmbrăcăm, ce să mâncăm în ziua cu tare, ce să facem, cum să umblăm și ce să mai aranjăm în ziua respectivă, la deciziile care ne costă și la deciziile care sunt foarte importante, sunt zeci de decizii care le luăm în fiecare zi. Dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu este la baza tuturor deciziilor și nu ne luminează mintea și viața cu privire la deciziile care trebuie să le luăm, foarte mulți dintre noi am dat-o în bară, nu pentru că nu l-am iubit pe Dumnezeu și nu-L iubim pe Dumnezeu, ci tocmai datorită faptului că n-am fost luminați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că frumusețea faptului că Dumnezeu este acela care ne luminează prin Duhul Său cel Sfânt este faptul că El totdeauna ne va duce la țintă, niciodată nu ne va duce pe tarla. Sau pe hechiuri, cum zicem noi la Bihor, nu? Nu ne duce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pe hechiuri. Ăștia care au luat-o pe hechiuri și ăștia care fură curent, ăștia sot-o că nu-ți luminează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că n-ai cum să fii luminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu? Și să o iei pe hechiuri. Știți ce-s hechiurile, nu? Pe dealuri, așa. Nu? Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos spunea, când va veni mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Mai sunt oameni de ăștia care dintr-o dată așa ori apărut ca ciupercile de pe ploaie și slavă Domnului și pentru asta, nu e o problemă, dar dintr-o dată ei sunt mari luminatori și dintr-o dată ei sunt cei care vor să facă legea și vin și îi spun: frate, la noi trebuie să se facă așa, așa, așa. Și spui: mă, ho, stai leacă, că nu-i chiar așa. Stai aici să vedem exact. Există continuitate în ceea ce faci.
Sau acum ești la biserică și mai te vedem peste 3 luni de zile. Dacă când vii peste 3 luni de zile, iar vii cu aceleași lucruri. Nu merge așa. Ca și într-o biserică în care s-a pocăit unul care a fost cel mai rău din satul respectiv, s-a făcut țâtașul satului, ăsta pe toată lumea tăia, nici toată lumea când auzea și când s-a pocăit, toată lumea era speriat. Și la un moment dat, după ce s-a pocăit, o mărge la pastor și zice, frate pastor, acum vezi că m-am pocăit și eu aici, zice, hai, zice, pune-mă să fac și eu ceva. Mă, tot s-a uitat pastorul la el, zice, mă, zice, după ăsta de-l pun la ușă, nu mai intră nimeni în biserică. Ăsta trebuie pus la ușă după ce se deschide biserica și nu mai iasă niciun afară, nu? Că și plimbatul ăsta, atât in-out, atât înăuntru și afară, nu-i sănătos. Acum, cei care sunt cu mama și copilul e altceva, da? Mai vezi pe cât e un frate sănătos, din toate punctele de vedere, numai la masar de lipsește ciripurile, tot sus, jos, tot afară și înăuntru, nu? Tot zici că nu poți sta. Păi, sigur că diavolul nu-i lasă să stai în casa lui Dumnezeu, dar la un moment dat s-a gândit profesor, mă, zice, de-l pun acolo, numai acolo ar fi bun, zice, să-l pun, ca să mai iasă nimeni afară. Dar zice, mai stai puțin, zice, către el. O vine ăsta peste două săptămâni, hai, zice, frate, păstor, acum, că trecu iară, zice, ceva timp. A zis că mă pui și pe mine într-un departament să fac și eu ceva pentru Domnul. Ăsta când l-a văzut cât de ambițios, zice, mă, zice, mai rămâi puțin, zice, așa liniștit, că, nu, o să vedem acum, să căutăm și ție un loc unde să potrivești bine. Ăsta meu s-a supărat și într-o duminică dimineața, cum a fost acela la noi, vă dați seama, s-a încetinit rugăciunea, nici nu a început grupul de laude și închinare, că a început a meu să se roage. Doamne, arată-mi cinci, o supărat că bat cuțitul el. Rapid a început să se facă în jurul lui, să se facă, nu? Ori dispărutăți de jurul lui. Ăsta... Păi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu niciodată nu te face să faci lucrul ăsta. Dar foarte mulți dintre noi ne folosim. O, Domnul mi-a vorbit să fac asta. Și am dat-o cu capul în bară. Serios, Domnul ți-a vorbit să faci asta? O, Domnul mi-a spus să mă duc în țara cu tare. Serios? Și ți-ai pierdut familia și copii? Și Domnul ți-a spus să faci asta? Și ne dăm seama de foarte multe lucruri pe care le-am făcut, care n-au fost și n-au fost luminați de Domnul cu Duhul Sfânt. Și asta este o problemă majoră în generația noastră. Ne folosim doar de numele lui Dumnezeu, ne folosim doar de anumite experiențe ale trecutului nostru, fără să ne dăm seama că de fapt Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care în mod activ lucrează în viața noastră. El nu lucrează spontan, numai duminică dimineața, când suntem noi aici. Și apoi mâine când ai nevoie de El, e undeva care e aici în biserică. Așa avem noi imaginea asta, că de multe ori ne rugăm, Doamne, te rugăm să vii. Dar de unde să vină Domnul? Doamne, te rugăm acum că ne-am strâns și noi, hai și tu aici. Dar de unde să vină Domnul dacă nu l-ai dus de acasă? Că dacă nu-l duci de acasă, de unde să vină, oameni buni? Dacă noi suntem temple ale Duhului Sfânt și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care ne se coboară în centrul ființei noastre și ne naște din nou, apoi experimentăm botezul cu Duhul Sfânt și apoi reumplerea de care fiecare dintre noi trebuie să avem parte. Dacă noi suntem goi de prezența lui Dumnezeu, de unde să-L chemăm pe Domnul? Că nu vine Domnul de pe hatiuri. Că Domnul trebuia să fie dus de fiecare dintre noi de acasă, să-L aducem aici. Și apoi în momentul în care noi îl ducem pe Domnul aici și începem să ne rugăm, apoi începe să se cutremure pereții și începe tavanul ăsta să se miște datorită prezenței lui Dumnezeu vibratoare în locul acesta. Dar problema nu e la Dumnezeu, problema este la noi, tocmai datorită faptului că suntem goi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că dar nu ne mai luminează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ce s-a vorbit Domnul azi dimineață când ai trezit să te pui la rugăciune? Ce s-a vorbit Domnul? Ce s-a spus Domnul azi dimineață când te-ai trezit și ai început să te rogi? Vei spune, frate Darius, nu vorbește Domnul. Nu există așa ceva. Ascultați-mă bine. Sunt părinte și cei mai mulți dintre noastre sunteți părinți. Unii dintre noastre aveți harul să fiți și bunici. Eu dacă vreau să vorbesc cu copilul meu, cu Eramis, eu nu mă duc la vecinul meu la Mărinie. Nu, să-i spun, bă, Mărinie, bă, ia du-te tu până la Eramis, la etajul 1, sus în camera lui și spune să vină până jos, că trebuie să vorbesc cu el. Eu ca tată, dacă nu sunt lângă el, pun mâna pe telefon și spun, bă, Eramis, am nevoie să faci asta. Dacă sunt în casă, îl chem pe el pe nume, pentru că este fiul meu. Noi ne lăudăm că suntem o generație care îl posedăm, mă iertați, da? Care îl avem pe Dumnezeu. O generație care îl avem pe Hristos și umblăm cu Hristos și îmi doresc să fie lucrul acesta o realitate. Dar problema este datorită experiențelor pe care noi le avem în fiecare zi.
în care nu mai auzim vocea lui Dumnezeu, în care nu mai suntem luminați de Domnul cu Duhul Sfânt, în care nu mai știm ce să facem, suntem confuși, rămânem în confuzie, rămânem în beznă, rămânem în îndoială, rămânem în deznădejde, rămânem în nesperanță și noi ne luptăm cu Dumnezeu și cântăm despre un Dumnezeu care mișcă munții, un Dumnezeu care este autoritar, un Dumnezeu care are toată puterea în cer, pe pământ și sub pământ, și mă rog în dimineața aceasta ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne străpungă inimile la toți și urechile noastre să fie tăiate împrejur de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ca să putem să înțelegem ce vrea Domnul de la noi. Că altfel putem să avem biserici frumoase, cum aveți dumneavoastră aici și noi, la Orșova și Severin și în alte prejurări, și putem să facem din ele cluburi sociale și să ne lăudăm doar că avem niște cluburi sociale extraordinar de frumoase, fără de prezența lui Dumnezeu. Că doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când vine și începe să lucreze, El este acela care ne luminează. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Pentru că este ceea ce face Dumnezeu, este o normalitate, nu este ceva abstract, nu este ceva care trebuie să fie ceva fictiv, care se întâmplă doar din când în când. Nu! În fiecare zi, 24 de ore, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne alimentează viețile și El este acela care își dorește să ne lumineze inimile și viețile noastre. Doamne, ajută la lucrul acesta, un al doilea lucru în această dimineață pentru noi, pentru că timpul trece. Ce mai face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Nu doar că ne luminează mințile și viețile, însă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care a fost trimis de Dumnezeu ca să ne dea puterea și capacitatea să putem să ne luptăm împotriva păcatului. Păcatul a fost un domnitor și este un domnitor de temut. De la Adam și Eva, care au căzut datorită răzvrătirii și neascultării înaintea lui Dumnezeu, până la Domnul Iisus Hristos n-a putut nimeni ca să biruiască păcatul. Niciun apostol, mă iertați, niciun împărat, niciun proroc, niciun om al lui Dumnezeu, niciun judecător, toți au fost biruiți într-un fel sau altul de păcat. Păcatul a fost un domnitor care n-a putut nimeni să-l biruiască, de aceea a fost nevoie de Fiul lui Dumnezeu, de Iisus Hristos, să vină în lumea noastră. Pentru că singurul care a biruit păcatul este Iisus Hristos, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. De aceea Hristos a ales să vină să nimicească trei domenii, să nimicească puterea întunericului, să nimicească păcatul și să nimicească moartea. Trei domenii care au avut stăpânire peste om și care au adus blestem omului, toate aceste trei domenii au fost nimicite și au fost biruite de Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Dar în momentul în care vorbim de păcat, mulțumesc, în momentul în care vorbim de păcat, noi trebuie să înțelegem că niciunul dintre noi nu suntem imuni păcatului. Niciunul dintre noi nu avem capacitatea și puterea de a putea să ne împotrivim păcatului. Păcatul este acela care de 6.000 de ani, cum am spus, a doborât de la împărați, de la proroci, de la oameni deosebiți, pe fiecare dintre ei i-a îngenunchiat și cei mai mulți dintre ei și-au dat seama de puterea păcatului. Însă Biblia ne vorbește că prin Domnul Iisus Hristos noi putem ca să biruim puterea păcatului. Slăviți să fie numele Domnului. Aduceți-vă aminte de ceea ce spunea Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 6, versetul 13, în care Apostolul Pavel face această referință extraordinară, dar în același timp șocantă, tocmai datorită felului în care Dumnezeu lucrează. Și el vine și spune în felul următor: de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți birui 75%. După ce o să biruiți 85%. Așa spune. Mai strigeți aici. Halo, bună dimineața. Cum spune Apostolul Pavel? După ce veți birui totul. Totul înseamnă totul. Care sunt motivele pentru care noi nu biruim totul? Care sunt motivele pentru care noi, unii dintre noi, biruim 50%, alții 75%, alții poate avem o săptămână, două, trei, mergem bine și apoi ne dăm seama că undeva ceva nu merge iar din nou bine? Care sunt motivele pentru care nu biruim totul? Dacă Apostolul Pavel vorbea și spunea lucrul acesta în versetul 13, în care spune lucrul acesta: după ce veți birui totul, când este ziua cea rea? Ziua cea rea a fost ieri. Ziua cea rea este astăzi. Vei spune: frate Darius, ai greșit, trece la biserică. Până la biserică n-ați avut așa niciun gând în ăsta așa negativ, măi, prea devreme, ce-ar fi să mai dormi, ce-ar fi să mai nu știu ce, poate că ai venit în trafic, s-o tăiat unul calea și tu îți dai seama că ai vrut să slobozești niște îngeri de sus, după aia, hop, mucles, că vii la biserică, poate că n-o vine soția la timp și ai început să te turezi, nu? Să cheturez ca spray-ul, nu, sau alte chestiuni. Astăzi a fost o zi rea, dacă nu așteptați-vă că mereți de aici.
să fie o zi rea. Vei spune, frate Darius, acum ne blestem, în veac pomirea, nu, dar e o realitate. În fiecare zi, mâine va fi o zi rea, poimâine va fi o zi rea, răspoimâine va fi o zi rea. Ziua bună va fi doar când vom fi în prezența lui Dumnezeu. Doamne ajută la lucrul acesta. Până atunci, în fiecare zi va fi o zi rea. Dar nu asta e chestiunea care ne înfricoșează pe noi. Nu faptul că este o zi rea, că ce o să mai fie, cum o să fie, cum o să se deruleze lucrurile și așa mai departe. Nu asta e lucrul care ne înfioară pe noi. Ceea ce trebuie să ne înfioare este tocmai datorită faptului că cei mai mulți dintre noi nu mai rămânem în picioare după ce biruim totul. Și unei dintre noi ne dăm seama că din punct de vedere spiritual nu suntem cum trebuie. Ne dăm seama că suntem falimentari. Da, Dumnezeu este un Dumnezeu al biruinței. Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii, al dragostei. Dumnezeu este un Dumnezeu care ne iartă, se îndură. Însă, dacă ciclul vieții noastre se învârte tot ca un rotogol și noi mergem astăzi sus, mâine jos, mâine iară sus, poi mâine iară jos și tot așa fără să mergem, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, din putere în putere, înseamnă că e o problemă la noi, nu la Dumnezeu. Că Dumnezeu este acela care a făcut totul pentru noi. Și când apostolul Pavel vorbește aceste versete și spune lucrul acesta, nu este un joc de cuvinte pe care apostolul Pavel vine și rostește, ci apostolul Pavel în Efeseni 6:13 vine și vorbește despre o realitate pe care creștinul poate să o trăiască doar în momentul în care este plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Doamne ajută la lucrul acesta. Vei spune, frate, dar tot Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, ăsta e cel mai important pentru noi. Și mă rog ca Domnul să ne umple pe toți cu Duhul Sfânt. Și să ne facă Domnul să putem să fim oameni biruitori, că de-aia avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu să ne eludăm că noi suntem cu epoleți, suntem mai buni ca și alții, ci tocmai datorită lipsei care se vede vizibilă în viața bisericii de zi cu zi. Și nu mă refer doar la dumneavoastră, mă refer la fiecare dintre noi, că de-aia, de azi dimineață de la ora 5, de când mă trezesc Domnul și am stat treaz, numai asta m-a pus Domnul pe inimă pentru voi, că am vrut să predic în dimineața asta un mesaj pentru binecuvântare, fiind unchiul fetiței care a fost dusă înaintea Domnului. Dar de la ora 5 de azi dimineață, numai asta mi-a pus Domnul pe inimă. Vorbește despre importanța Duhului Sfânt. Pentru că la lumină vreau să îmi proslăvesc numele. Și am zis, Doamne, dacă ăsta e mesajul care trebuie să-l transmit, am să-l transmit că sunt prieteni cu slujitorii voștri și ne permitem ca să putem să facem lucrul acesta tocmai datorită faptului că ne dorim să zidim bisericile pe care noi le slujim. Și noi venim să îndoctrinăm oamenii cu referințe și cu anumite chestiuni pe care noi poate uneori am fost îndoctrinați cu ele. Și am venit să vorbim adevărul lui Dumnezeu, care ne ajută și ne slobozește și ne dă putere. Dar știți care e problema pe care noi avem ca generație? N-avem nevoie de mai multe Biblii care trebuie să fie tipărite, că suficiente Biblii s-au tipărit în generația noastră, slavă Domnului pentru asta. Cele mai multe Biblii care s-au tipărite în toate cele 20 de secole au fost tipărite în secolul 21 în generația noastră. Cele mai multe posturi de radio care au fost vreodată în cele 20 de secole sunt în secolul nostru. Cele mai multe școli biblice care au fost vreodată pe Terra în cele 20 de secole sunt în generația secolului nostru. Avem tot ce ne trebuie. Însă cea mai mare lipsă pe care noi avem este lipsa Duhului Sfânt în viața de zi cu zi. Și asta e o chestiune care ar trebui să te preocupe pe tine și pe mine, tocmai datorită faptului că ne dăm seama că Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Sfânt și noi uneori așa oscilăm din stânga în dreapta, din dreapta în stânga și acum suntem pe val, acum suntem înecați, acum umblăm pe mare, acum ne scufundăm ca și Petru și lucrul acesta nu este o normalitate. Este anormal să se întâmple lucrul acesta când copiii lui Dumnezeu trebuie să meargă din putere în putere și din biruință în biruință, pentru că așa cum spune apostolul Pavel în 2 Corinteni capitolul 2 versetul 14, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul său de biruință în Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Nu din când în când, ci totdeauna. Dar pentru a fi purtat de Domnul cu carul de biruință, trebuie să fii în carul de biruință. Și pentru a putea să te împotrivești păcatului, trebuie să fii umplut de Domnul cu Duhul Sfânt. Spune, frate Darius, dar ce se întâmplă cu faptul că păcatul și firea păcatului, gata, este anihilată și este moartă? Ea nu este moartă. Ea este aceea care totdeauna își cer drepturile. De ce credeți că apostolul Pavel în Galateni capitolul 5 la un moment dat vine și face următoarea referință și spune în felul următor, zice, între duc și între fire există o luptă continuă.
Duhul este acela care luptă împotriva firii pământești și firea pământească împotriva Duhului. Și din nefericire, foarte mulți creștini în generația secolului 21 sunt oameni care cu inima lui iubesc pe Dumnezeu, dar modul lor de gândire este unul lumesc. Așa cum s-a întâmplat cu biserica din Corinte, în 1 Corinte, în capitolul 3, când apostolul Pavel o veni și să le spune, mă zice, nu vă laud că sunteți duhovnicești, ci din potrivă, vă mustru pentru că sunteți firești. Cum? Zice, când între voi există certuri, zavistii, când între voi există păreri diferite, când între voi există anumite lucruri care denotă faptul că sunteți goi de Duhul Sfânt, zice, nu sunteți voi ca restul oamenilor, nu sunteți voi lumești, spune apostolul Pavel bisericii din Corinț. Atenție, o biserică care era botezată de Domnul cu Duhul Sfânt, o biserică care beneficia de toate cele 9 daruri spirituale, apostolul Pavel vine și face această referință și spune lucrul acesta, zice, capitolul 3 din 1 Corinteni, versetul 2. V-am rănit cu lapte, nu cu bucate tari, pentru că nu le puteați suferi și nici chiar acum nu le puteți suferi. Și versetul 3 spune în felul următor. Spune, pentru că tot lumești sunteți. Lumești, creștini lumești. Și avem în mijlocul nostru. Știți de ce? Nu încă o dată. Permiteți-mi să fac afirmația aceasta. Nu pentru că nu-L iubesc pe Dumnezeu, ci tocmai datorită faptului că suntem goi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când suntem goi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, știți cum o să arătăm? Ca și lumea. O să începem să iubim valorile din lume, o să începem să iubim principiile din lume, o să începem să ne întoarcem înapoi la lucrurile din lume, tocmai datorită faptului că suntem goi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când suntem plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în momentul acela, o să începem să semănăm tot mai mult ca și Hristos. Că acum nu putem să spunem că ne-am întâlnit un Hristos care nu poate să-L încheapă cerurile și pământul și noi să fim tot netransformați de acest Hristos. Cum era ca în dimineața aceasta să fi venit la dumneavoastră și să vă spun următorul lucru. Oameni buni, mă bucur că am ajuns la voi, dar să vă spun ce am pățit. Nu m-am dat bine din mașină, că m-am făcut așa un pas și o vine dintr-o dată și m-a lovit un tir de 40 de tone și m-a tras așa pe suroț, puțin, dar am ieșit acolo neșifonat și n-am absolut nimic. M-ați fi crezut? Bă, fratele Darius, cred că are și ăsta probleme, fură curent, nu? Păi n-am cum, te lovești de un tir de 40 de tone și te trage pe suroț și te tărești acolo așa, îți rupe fâșul după tine și hanoracul și tu să fii tot neatins. Apoi, nu? La cabeza îi bai mare, nu? Ciripurile de pe acoperiș. Păi la unii l-a luat domnul tătă acoperișul. Tătă masarda, nu? Păi nu-i așa? Dar atunci, ascultați-mă, cum de foarte mulți dintre noi facem afirmația aceasta că noi ne-am întâlnit cu Hristos? Și de când te-ai întâlnit cu Hristos, nu s-a transformat nimic în viața ta. N-ai nicio putere, nicio biruință, absolut nimica. E o problemă la Hristos sau e problemă la tine? Pentru că tot apostolul Pavel vine și spune, Ioan vine și spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Cine iubește lumea și lucrurile din lume, dragostea Tatălui nu este în el. Apostolul Pavel vine și vorbește în Roman capitolul 12, versetul 1 și 2 și spune în felul următor, în versetul 2, te rog frumos dacă poți să-l pui din Roman capitolul 12, vine și spune în felul următor, spune, zice, nu vă potriviți chipului veacului acestuia, adică sistemul lumesc din care Dumnezeu ne-a scos are un chip a veacului acestuia. Și el vine și spune în felul următor, ci să vă prefaceți, adică să lăsați ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vă schimbe modul de gândire a minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Problema încă o dată nu este la Dumnezeu, problema este la noi. Că tocmai de aceea n-avem putere să biruim păcatul. Vă aduceți aminte ce spune apostolul Iacov în Iacov capitolul 4, versetul 7? Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el ce o să facă? Jetemte, ne? Ăsta ce iubește tătă zoi după tine și după mine. Păi ăsta nu-și ia concediu niciodată, nu-i mai luăm concediu și ne mai permitem luxul să nu vină duminică dimineața la biserică, mă lăsăm concediu. Nu-i asta neapărat o problemă. Dar ăsta nu-și ia concediu niciodată, ăsta tot timpul. Dar apostolul Iacov vine și spune în felul următor, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului. Dacă ne împotrivim diavolului, de ce nu merge de la noi? Care sunt motivele pentru care nu merge? Pentru că Hristos l-a biruit în urmă cu 2000 de ani, cum s-a spus, la momentul de laudă și închinare.
înseamnă că problema nu e la Dumnezeu, ci problema este la mine și la noastră, pentru că s-ar putea ca în viețile noastre să existe anumite compromisuri mărunte. Vedeți, diavolul are o strategie extraordinară. Și dacă noi cunoaștem strategia, putem să devenim victimele lui sigure. În urmă cu ceva timp la noi la centru a venit o domnișoară dusă de părinții ei. Nu mai puteai să te înțelegi cu ea tocmai datorită evenimentelor care s-au perindat în viața ei și datorită faptului că diavolul a început să pună stăpânire peste viața ei. Și m-au sunat părinții și au spus: frate Darius, vrem să o ducem la dumneavoastră la centru să vă rugați pentru ea ca Dumnezeu să o elibereze. Și am întrebat ce s-a întâmplat. Păi la școală fiica noastră împreună cu colegele ei le-a spus că este creștină și a început să fie o presiune puternică asupra ei. Și au început colegele ei să o bată joc de ea: tu ești pocăită, auzi, zice, hai demonstrează-ne, zice, că ești și tu o ființă umană și, zice, puțin așa alcool, consumă cu noi. La care ea dintr-o dată o zis: mă, dacă consum mai puțin, cum cei mai mulți dintre noi poate au părerea aceasta, mă, zice, nu e nicio problemă, deși e o problemă, că de la puțin totdeauna ajungi la mult, că niciodată nu o să te lese diavolul numai cu puțin, nu? Că puțin a luat face să duspească toată plămădeala și vulpile mici strică via în floare. Și o zis fata, o zis, hai că consum așa, din când în când cu ele, câte puțin. Apoi au venit presiunea grupului și au zis: dar stai un pic, acum trebuie să iei și tu un joint, să fumezi și tu, dar numai un fum, nu trebuie să fumezi toată țigara. Un joint numai să iei și atât. Și au început să facă lucrul ăsta. Și dintr-o dată a început să simtă presiune și a început să aibă atacuri de panică și nu mai putut să doarmă și a început să se lupte cu anxietatea și a început să fie depresivă și nu mai putut să funcționeze, că de la puțin totdeauna diavolul te va duce unde el vrea. Și la un moment dat a început să persevereze la nivelul minții, o voce și intensitatea a început să se amplifice și diavolul îi spunea felul următor: ca să nu te mai chinuiesc, lasă-mă să intru în tine și o să-ți dau pace. Bineînțeles că nu o zic că zic eu diavolul, că niciodată el nu vine să spună că în spatele bericicii e diavolul. Nu o să vină niciodată să spună că în spatele țigării diavolul, în spatele drogului, în spatele pornografiei, în spatele minciunii, în spatele înșelătoriei e diavolul. Nu spune lucrul ăsta, că el își dorește doar puțin, un cui să aibă în viața ta. Și la un moment dat, respectiva domnișoară a început să simtă mai puternic și mai puternic vocea aceea care persevera la nivelul minții. Și la un moment dat, într-un moment, pentru că tot se golise de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, că pare, permiteți-mi să fac o paranteză, că în momentul în care începi să te compromiți și viața ta este compromisă, nu vezi că nu mai ai chef de rugăciune? Nu vezi că nu mai ai chef să citești Biblia? Nu vezi că nu mai ai chef să vii pe la biserică? Așa am vrut să zic și eu, așa. Te incomodă, da, ca și voi, incomodă, așa. Toate momentele acelea când cineva spune că trebuie să te sfințești, că trebuie să schimbi viața, că viața ta nu este bună. În momentul în care nu mai stare pe scaun, înseamnă că Dumnezeu îți vorbește. Și respectiva tânără nu mai putut să facă față. Și la un moment dat a dus-o diavolul într-un loc, nu departe de aici, într-o pădure, unde timp de 3 zile părinții nu au mai găsit-o. O încerca să-și teie venele, n-a murit. O încerca să iei pastile, n-a murit. Ori localizat-o după telefon și după 3 zile ori găsit-o. Și când au găsit-o într-o stare deplorabilă, au zis: frate Darius, vă rog frumos primiți-o acolo voi la centru și rugați-vă pentru ea. Am vorbit cu echipa și au venit. Când ori veni seara, numai ce finalizasem 50 de ore de rugăciune, știți că fiecare lună aproape, sau la 2 luni avem 50 de ore de rugăciune în care toată biserica vine la biserică și se roagă cel puțin o oră, două, un lanț de rugăciune de 50 de ore și finalizasem cele 50 de ore de rugăciune și au ajuns și ei. Și pentru că am avut niște invitați, am rămas cu ei puțin și am mers direct la ei la masă. Am dat mâna cu părinții și când am dat să dau mâna cu ea, s-a uitat diavolul la mine prin ea și a zis: degeaba vă rugați pentru ea, că ea este a mea, nu mai puteți face nimica, prin gura ei. Și am zis: mustră-te, Domnul, zice, mustră, nu e a ta, asta e lui Hristos, mă, tu ai înșelat-o. Hristos o eliberează. În seara aia nu i-am rugat pentru ea, pentru că deja era târziu și cu toată echipa fusesem angrenați în cele 50 de ore de rugăciune. Tinerii noștri stau de la 12 noaptea până la 6 dimineața în rugăciune și erau destul de extenuați toată echipa. Și la un moment dat, următoarea dimineață, pe la ora 10, s-au întâlnit echipa să se roage pentru ea. Eu am ajuns undeva pe la 11:30, că am avut ceva treabă și până pe la ora 1 spre 2, deja Dumnezeu o eliberase de toate dururile acelea care era în ea, slăvit să fie numele Domnului. Dar mi-am dat seama de o chestiune. Puțin compromis care tu spui că acum este nevătămător și nu te vătămează, lucrul ăla diavolul va folosi în viața ta.
Și ăla diavolul va face praf și pulbere, pentru că diavolul niciodată nu te va lovi imediat, ci va dura timp și te va lăsa. Știți, Biblia ne vorbește și mai avem timp, Călin, așa-i? Biblia ne vorbește de un exemplu în Faptele Apostolilor, capitolul 16, în care apostolul Pavel, scurtez întâmplarea, se roagă și mustră un duh care era peste o vrăjitoare. Și Biblia acolo, în referința de jos, spune că era duhul lui Piton. Diavolul, care se reprezenta ca și șarpe, are o strategie extraordinară. Poate să te învenineze și mulți sunt înveninați, mușcați de diavolul și oamenii ăștia transmit venin prin vorbirea lor, prin faptele lor, prin tot ceea ce sunt. Dar mai există o strategie pe care diavolul o are. Și asta este strategia aceasta în care șarpele Piton sau șarpele Anaconda, asta sau moară diferit. Ăsta, în momentul când urmărește prada, o vede care e mai slabă sau care este în preajmă și se aruncă asupra ei. Și în momentul în care începe să se încolăcească, acea victimă încă nu moare, ci începe să răsufle. Și zice, sunt încolăcit în jurul meu, dar eu încă pot să resuflu. Așa sunt foarte mulți creștini care vin la biserică încă cântă. Unii mai predică, unii mai slujesc, unii mai fac utare, alții mai dau, alții mai ajută. Dar ei sunt încolociți de diavolul, sunt încolociți de păcat. Și strategia lui este în felul următor, așa ar pe lui Piton. El este acela care simte mușchii inimii și mușchii plămânilor și nu te strânge decât undeva la 25%. Și victima încă resuflă și încă trage oxigen și zice, încă n-am murit și încă-s bine. Și așa sunt foarte mulți creștini în bisericile noastre, care din punct de vedere spiritual sunt apatici, tocmai datorită faptului că există un compromis de la micuț în viețile lor. Și după ce șarpele vede lucrul acesta, după aceea te încolocește mai tare și mai poți să răsufli doar 50%. Și după ce te mai duci așa o săptămână, două și zici, mă, slavă Domnului, că uite, n-am murit, am păcătuit și n-am murit. Uite că încă s-au întâmplat cu tare lucruri și încă sunt bine. Și nu-ți dai seama că, de fapt, mai resufli doar 50%, că nu mai ai putere în tine. Și în momentul când expiri aerul afară, șarpele din nou te încălășește mai tare. Și îți dai seama, nu-ți dai seama, de fapt, că mai 25% din puterea organelor care mai funcționează în tine. Până îți dă lovitura de grație, nu se întâmplă peste noapte. De-aia Biblia. Și apostolul Pavel vine și vorbește lui Timotei și spune, măi Timotee și lui Tit, fugiți de orice vi se pare că este rău. Nu că este rău. Ce este, vi se pare că este rău, zice, feriți-vă de lucrul ăla. Dar pentru asta noi avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că în mințile noastre a reușit diavolul să pună așa de multă confuzie de la lucrurile sfinte care odinioară le-am îmbrățișat și am trăit pentru ele, am început să facem un ghiveci în mințile noastre. Și nu mai știm exact ce este bun de ce este rău. Aduceți-vă aminte ce spune apostolul Pavel. Vorbea bisericii tot din Corint, în 1 Corinteni, în 2 Corinteni, mă iertați, capitolul 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3, te rog frumos, spune. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. El vine și spune în felul următor, dar mă tem că după cum șarpele a măgit-o pe Eva cu șereticul ei, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Care sunt motivele pentru care e dat diavolului voie să intre în viața ta, în familia ta? Pentru că mai devreme sau mai târziu vei plăti pentru ele. Mai devreme sau mai târziu te va taxa. Mai devreme sau mai târziu diavolul e acela care îți va da nota de plată. Dar Biblia ne vorbește că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care ne dă puterea și tăria ca să putem să biruim păcatul. Doamne, ajută la lucrul acesta, de aceea avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De fiecare dintre noi avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Numai noi păstorii, numai cântăreții, ci fiecare dintre noi avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. Pentru că în momentul în care puterea Duhului Sfânt vine în viața noastră, El este singurul care ne dă puterea să trăim vieți fără de păcat. Și un al treilea lucru și ultim pentru noi această dimineață. Ce învățăm din pasajul acesta pe care l-am citit este faptul că oamenii aceștia n-au făcut altceva decât au început să trăiască o viață de sfințenie. Dar cine i-a învățat să trăiască viața de sfințenie dacă nu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Cine i-a învățat să trăiască viața de sfințenie dacă nu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Pentru că Biblia ne vorbește despre ei, dacă ne aducem aminte de ultimele versete pe care le-am citit, că oamenii aceștia, uitați-vă ce făceau. Spune cuvântul lui Dumnezeu că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească. Învățătura apostolului este cuvântul lui Dumnezeu.
în legătura frățească este părtășia care noi astăzi avem parte și ori de câte ori ne strângem la masa Domnului, în frângerea pâinii, în părtășiile care erau și în rugăciune. Cine i-a învățat? Pentru că toate aceste patru piloni pe care este zidită împărăția lui Dumnezeu și biserica lui Hristos sunt una și același lucru care noi spunem sfințenie. E adevărat că vorbim de sfințenie la fel. Părerile noastre sunt împărțite. Unii spun a fi sfânt înseamnă să fii fără de cravată. Eu am vrut să port cravată în dimineața asta, dar l-am văzut pe Călin fără și am zis că nu vine cu cravată și el fără. De obicei port. Port așa din când în când. Dar unii au zis, mă, zice, zice, dacă nu porți cravată e sfânt. Am mers într-o biserică și dintr-o dată a venit un ninja la mine, de la cu sabia, scos sabia și zice, cravata aia te va duce în iad. Eu zic eu cât el, serios, dar ce ți-o zis asta? Păi zice, tu nu vezi zice care semnul în jos, la care eu am zis, bă, deșteptule, bă, zic, asta nu mă duce în jos, asta îmi face semn să mă duc pe genunchi să dau una, înțelegi? Nu mă duce în jos. Nu, no, fiecare cum o înțeles, nu? Dar așa e, unul zice, asta înseamnă sfințenie. Și Biblia ne vorbește că nu asta înseamnă sfințenie. O, că poate să fie categoric. Dar ce este sfințenia? Pentru că părerile noastre sunt împărțite. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și la un moment dat Apostolul Petru vine și spune în 1 Petru capitolul 1, versetul 13, de fapt 15 și 16, vine și spune în felul următor, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți. Ziceți, duminică dimineața și seara și miercuri seara și apoi restul faceți ce vreți. Păi așa cei mai mulți dintre noi am înțeles. Ca fiind sfânt este doar când zicem la biserică pacea Domnului, pacea Domnului, cu Biblia frumos. Dacă ne ajungem în mașină, dăm ceaiul ăla partenerul de viață. Acasă, turbo diesel pe benzină. E zboară și muștarul și ketchupul și tăche. Și nu mai dăm dovadă de nimica. Când suntem la lucru, când suntem în afaceri, când suntem la școală, apoi foc din cer coboră peste tot. Dacă nu-i vorba de noi, noi praf și pulbere. Oare asta e sfințenia? Oare asta a vrut să spună Dumnezeu? Când ne-a spus, fiți sfinți, că eu sunt sfânt în toată purtarea voastră. Toată purtarea înseamnă 24 de zile în fie, 24 de ore în fiecare zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile în fiecare an. Asta înseamnă în toată purtarea. Și ne uităm la generația noastră și ne dăm seama că nu prea trăim o viață de sfințenie. Ne dăm seama că undeva suntem distant de sfințenie. Cântăm despre un Dumnezeu care e holy, care e sfânt, care e înconjurat și noi ne permitem luxul să venim oricum în prezența sa, uitând că Ioan, în momentul când a avut revelația despre Domnul Iisus Hristos care este sfânt, Ioan care a ținut capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos, care i-a mirosit mirosul Mântuitorului, care a participat la tot ceea ce Mântuitorul a făcut, la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, când l-a văzut o căzut ca mort la picioarele lui, că asta înseamnă sfințenie. Și noi îl luăm pe Jesus, our best friend, și îl luăm și tăvălim peste tot în tăchii minuțiile noastre, crezând că El este acela care e de acord cu noi. Fals. Biblia zice că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Și nu-i de trei ori sfânt? Cum spuneau cei în Isaia, capitolul 6, la un moment dat, cum zicea Isaia? Ce Isaia care era preot în timpul acela, când l-a văzut, a spus că în momentul acela când l-a văzut boala Domnului care umplea templul și când l-a văzut pe Domnul, a zis, vai de mine că sunt un om cu buze necurate. Trăiesc în mijlocul unui neam tot cu buze necurate. Și zice, acum voi pieri. A fi sfânt, stimați frați și soroși, stimați tineri, nu înseamnă să faci parte dintr-un cult religios. A fi sfânt nu înseamnă să porți un nume oarecare, în afară de numele de copil al lui Dumnezeu. Dar foarte mulți dintre noi am început să ne divizăm și am început să spunem că noi suntem așa, voi sunteți așa, voi sunteți nu știu cum. Fals! Că ești ortodox, că ești catolic, că ești pentecostal, că ești baptist, că ești mai știu ce, trebuie să fii sfânt, amin. N-am zis-o eu, nu a zis-o fratele Călin, nu a zis-o păstorii ceilalți ai noastră, ci a spus-o Iisus Hristos. Încă de la început ne spune cuvântul lui Dumnezeu când Dumnezeu și-a scos poporul din țara Egiptului. I-a scos din mijlocul a șase puteri, forțe deosebite, în apogeul puterii a egiptenii. Și erau atunci
asirienii, babilonienii, cananiții, persiții, sirienii și egiptenii erau în apogeul puterii. Toate aceste popoare erau reprezentate de Dumnezeii săi. Când un popor mergea la război, nu era vorba despre popoare acolo, era vorba despre Dumnezei. Cel mai puternic Dumnezeu ăla totdeauna câștiga. Și la un moment dat, când Dumnezeu scoate poporul evreu din Egipt, da? Trist este că i-a scos din Egipt, dar nu a ieșit Egiptul din ei. Spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat Dumnezeu le-a spus în felul următor în Levitic, capitolul 20, versetul 26, te rog frumos, afișează. Și spune felul următor: voi să-mi fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Eu, Domnul, eu, atenție, v-am pus deoparte dintre toate popoarele. Dar frate Darius, asta e o chestiune culturală, fals. Noi credem că același Dumnezeu care a spus Mântuitorul Iisus Hristos, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele, el vine cu o chestie culturală, cum spun cei mai mulți teologi în ziua de astăzi, și ne duce mintea în erezie și viața în erezie, că e o chestiune culturală. Credem că un Dumnezeu i-a spus românilor să se sfințească, americanilor să trăiască așa și așa, că ei pot și cu cercei și cu lanțuri și cu feșticuri și toate ca semaforele și botoxate și moloxate și nu mai știi ce îi, și apoi tătătător scos afară cei sfânt, dar au doar așa o oră și jumătate repede să-și relaxeze mintea, să-și relaxeze spiritul, și apoi toată lumea merge acasă și își vede de treaba lor, și apoi ne vedem duminica următoare la încă o oră jumătate, și apoi tot așa ne îmbătăm cu apă rece. Crezi că asta e Dumnezeu? Eu vă spun că nu. Dacă îl citim în Scriptură, noi vedem că avem un Dumnezeu sfânt. Și indiferent de cultură, indiferent de generație, indiferent de biserică, indiferent de dominațiune, indiferent de învățătură, Biblia rămâne suverană și Dumnezeu ne-a spus că este un Dumnezeu sfânt și noi trebuie să trăim o viață de sfințenie. Doamne, ajută la lucrul acesta. Dar întrebarea vine: frate Darius, dar de ce nu putem să trăim o viață de sfințenie? Și răspunsul este: pentru că suntem goi de Duhul Sfânt. Că dacă am fi plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, vedeți, numele lui poartă Duh, spuneți noastră. Nu, să ziceți aici? Mai merem o leacă? Hai, ne rugăm imediat. Duh Sfânt. Dacă Duhul Sfânt este acela care se coboară în viața mea și în viața noastră, care sunt motivele pentru care nu trăim o viață de sfințenie? Care sunt motivele pentru care nu lăsăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-și facă lucrarea? Că Biblia ne vorbește că El ne-a pus deoparte pentru El. Suntem puși deoparte. A fi pus deoparte, în primul și în primul rând, înseamnă să urăști ce urăște Dumnezeu și să iubești ce iubește Dumnezeu, dar și să faci parte din împărăția lui Dumnezeu. Înainte să ne mutăm din America în România, la noi la biserică unde slujeam a venit un pastor american, ca să înțelegem că nu cultura e problemă. Problema e diavolul care se ascunde în spatele culturii, și cultura totdeauna în spatele culturii. Atenție, în afară de cultura biblică, poate să existe demoni, la fel cum există în spatele religiei demoni specializați care să amăgească pe oameni. Citiți Galateni, capitolul 1, și să vedeți pe Apostolul Pavel, care era în religiunea iudeică mânat de un duh atât de puternic încât omorea creștinii. Și ăla era un duh, nu era Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și înainte să ne mutăm aici, a venit Brother Hall, un pastor de 72 sau 74 de ani, la noi la biserică. Și când ori intrat în biserică, eu m-am pus pe genunchi, m-am rugat și l-o stat în picioare. S-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta. Nu eram așa mulți, eram probabil așa cât într-un son aici, undeva la vreo 200 de persoane. Și eu m-am ridicat de pe genunchi și m-am uitat la el și el s-a uitat și a zis: Brother Hall, it is a problem, e o problemă? El s-a uitat la mine și zice: no. Băi, zice, when I look at your church, zice, îmi dau seama că așa era, când mă uit la biserica voastră, îmi dau seama că așa era biserica americană înainte. Și am zis, cum adică? Păi înainte, zice, să apară televangheliștii și televangelistele pe care noi le vedem tătă ziua pe internet și ne poluează modul de gândire, că dacă cercelata și inelata și botoxata și feștita are capacitatea să vorbească despre Jesus, pe tăți ne impresionează. Mare oratoare, parcă în spatele oratoriei stă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În spatele oratoriei poate să stea un antrenament care cineva poate să-l dezvolte, nu bine, ce foarte bune, bine, și poate să-ți așeze un mesaj că ți se lese paf. Dar dacă nu-i Duhul Sfânt, zero barat. Și zice, înainte să apară televangheliștii și televangelistele, biserica americană arăta ca și biserica voastră. Așa cum ziceți voi. Cu batic, cu fustă, îmbrăcați decenți.
Biblia? Zice, dar de când au apărut televangheliștii și televangelistele, ori schimbat toată natura bisericească și foarte puține biserici astăzi mai sunt autentice, așa cum trebuia să fie. Problema nu e la ei, deși influența vestică, din nefericire, ne-a împrentat multora dintre noi modul de gândire și multe biserici seamănă, nu mai seamănă cu Hristos, ci seamănă cu lumea. Hai să fim realiști și să nu mai ne îmbătăm cu apă rece. Că dacă ne uităm în viața bunicilor noștri și a părinților noștri, nene n-avea numai 3 clase, era conducător de biserică și merea 3 km cu bicicleta, un drum și 3 km înapoi. Și postea de 3-4 ori pe săptămână. Și merea la sapă, merea la tank, merea la câmp și făcea lucruri extraordinare. Și era acela care era un om plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că în generația lor, dacă Dumnezeu mai ridica morții, dacă Dumnezeu mai deschidea ochii orbilor și dacă vindeca cei de cancer, era datorită faptului că oamenii ăștia au trăit o viață în sfințenie față de Dumnezeu. Astăzi avem toate lucrurile, toate conforturile, toate chestiunile de care avem nevoie și nu mai trăim o viață de sfințenie și asta e o problemă. Dar știți de ce? Pentru că oamenii erau dependenți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu au avut școli teologice ca și noi? Nu au avut resurse ca să poată să studieze contextul în ebraică, în aramaică, să vadă contextul istoric, să vadă contextul cultural, să vadă contextul economic? Nu au avut posibilitatea asta, dar l-au avut pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și noi nu-l avem. Nu numai ne lăudăm că l-avem, dar nu l-avem. Și asta e o problemă în generația noastră. Că trebuie să fim o generație plină de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că atunci biserica Lumina ar fi de 4 ori mai mare decât ei. Că datorită faptului că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ar aprinde în tine un foc în care n-ai putea să fii duminică dimineața fără un prieten sau o prietenă la biserică. În care n-ai așteptat ca păstorii să facă ceea ce trebuie să facem noi. Problema e la noi, nu la Dumnezeu. Că noi nu mai trăim o viață de sfințenie. Ne îmbătăm mulți dintre noi cu apă rece. Wow, ce fain a fost la biserică. Laudă și închinare țiplă, slavă Domnului. Predică extraordinară, pe puncte. Slavă Domnului. Și noi merem înapoi acasă și trăim în aceleași compromisuri. Și trăim aceeași viață apatică spirituală. Și trăim aceleași falimente. Ca să venim următoarea duminică, ca din nou. Să mai luăm pe penicilină spirituală și apoi mereu înapoi. V-a săturat de lucrul ăsta? Când Dumnezeu e mai mult decât atâta? Când Dumnezeu este acela care este gata să lucreze în noi și prin noi? Când Dumnezeu poate să facă lucruri extraordinare cu viața ta, cu casa ta, cu copiii tăi? Dar dacă tu ești gol de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cum să ceri la altul? Dacă tu n-ai puterea în rugăciune, dacă tu n-ai puterea în sfințenie, dacă tu n-ai puterea să faci ceea ce trebuie, cum să cerem la alții, oameni buni? Când problema este la noi, nu la Dumnezeu. Aceea Dumnezeu în dimineața aceasta ne vorbește fiecăruia dintre noi. Cât ești de plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Vei spune, frate, dar există un barometru? Nu există un barometru, dar îți dai seama dacă te mai luminează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Îți dai seama dacă biruiești totul în viața ta, că ești plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și îți dai seama dacă trăiești o viață de sfințenie. Dar frate, dar nu ai terminat cu sfințenia. Sfințenia ce înseamnă? Înseamnă să urăști ce urăște Dumnezeu și să iubești ce iubește Dumnezeu. Înseamnă să fii separat de păcat. Dar numai să te separi de păcat, cum ori înțeles foarte mult și toată viața ori fugi de păcat. Dar trebuie să începi să urăști păcatul. Când a fost ultima oară când ai spus prietenilor tăi, celor la care dai like pe Facebook, care știi că nu trăiesc cum trebuie cu Dumnezeu? Mă prietene, mă prieteno, auzi, trebuie să spui viața în rânduială, că Dumnezeu este Dumnezeu Sfânt și într-o zi El va veni și dacă nu te sfințești, o să rămâi aici pe pământ. Pentru că dacă nu începi să urăști ce urăște Dumnezeu și să iubești ce iubește Dumnezeu, e o problemă. Dumnezeu iubește păcătoșii, 100%. Ne iubi pe noi și ne iubește fiecare zi și atunci când suntem falimentari, că numai noi știm cum suntem de multe ori. Dar Dumnezeu, prin pocăință, ne ridică și ne întărește și ne iubește. Dar atenție, Dumnezeu urăște păcatul. Orice compromis, orice ușă micuță pe care ai deschis-o diavolului, diavolul va fructifica să nimicească viața ta mai devreme sau mai târziu. Dar Dumnezeu este acela care ne învață. Apoi ce mai înseamnă să fii separat de păcat? Nu doar să fii separat de păcat, nu doar să urăști, ci să începi să smulgi afară lucrurile care nu sunt bune, lăstarea aceea de amărăciune care pe termen lung poate să znăucească viața. Dar acele neghine care încep să se încojoare în jurul puterii divine care să scoată afară din tine.
Aduceți-vă aminte ce spune Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 4, versetul 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Și în versetul 31, te rog frumos, spune în felul următor: orice amărăciune, orice iuțime, orice, versetul 41, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să domnească între voi. Și de ce domnește între noi? De ce? Că suntem plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Nu. Tocmai de aceea Dumnezeu ne vorbește fiecare dintre noi, smulge afară tot ce este rău. Te-a luminat Duhul Sfânt. Noi fiecare dintre noi deja am identificat o sumedenie de lucruri la care trebuie să renunțăm și o sumedenie de lucruri la care trebuie să ne scoatem nemințile noastre și viețile noastre. Scoate-le afară. Dar asta e doar o parte a sfințeniei. Cealaltă parte, știți ce înseamnă? Să fii separat pentru Dumnezeu, nu doar separat de păcat. Și să urăști păcatul și să-ți mulgi afară tot ce nu-i bun. Să fii separat pentru Dumnezeu. Pocăința este un proces de viață întreagă. Nu este un eveniment care se întâmplă atunci când l-ai acceptat pe Iisus ca Domn și ca Mântuitor, cum spun cei mai mulți. Sfințenia este progresivă. Ea este aceea care se începe în momentul pozițional, sfințenia pozițională, când îl primim pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor. Și apoi trebuie să existe sfințenia progresivă în viața noastră, în care lăsăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne ducă și să ne aducă aminte de lucruri care nu sunt bune și noi să facem, să alegem. Eu aleg să fac lucrul acela. Este Duhul Sfânt împreună cu mine lucrează la aceasta. Dar vedeți, a fi separat pentru Dumnezeu înseamnă să existe atracție față de Dumnezeu. Și ne dăm seama și de lucrul acesta, cât de mult citim Biblia, cât de mult ne rugăm. Ne dăm seama câtă atracție este față de Dumnezeu în momentul când venim să ne implicăm în proiectele bisericii, vorbesc de biserica locală. Vedem câtă atracție există față de Dumnezeu în momentul în care venim miercuri seara la rugăciune. În momentul în care venim, atunci când nu știm că va veni un invitat la biserică. Și puteai să faci altceva și spui: de dragul Domnului, mă duc acasă. Las afacerea, las business-ul, las școala, las hobby-urile, las tot și vin la casa lui Dumnezeu. Că asta e mai important decât orice. Dar nu doar atâta. A fi separat pentru Dumnezeu înseamnă să fii disponibil. Și aici e cea mai mare problemă pe care noi avem cu disponibilitatea. Nu mai suntem disponibili. Lasă fie Dumnezeu 24 de ore. Că dacă ne trezim în miezul nopții, când e bolnav copilul sau soția sau soțul, atunci noi vrem ca Dumnezeu să ne ajute și să ne asculte rugăciune. Și slăvit să fie Domnul că 24 de ore Dumnezeu este disponibil pentru noi, slavă Lui în vecii vecilor. Dar cât suntem noi pentru El? Cât suntem noi pentru El? Vedeți ce departe suntem de multe ori? Și noi zicem că suntem. Să ne ajute Domnul să fim și ne dorim să fim. Dar pentru asta avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ucenicii nu puteau să facă ceea ce au făcut dacă nu era Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prezent. Ucenicii nu puteau să trăiască o viață de sfințenie dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu-i ajuta. Ucenicii nu puteau să facă ceea ce trebuie. Spuneam lucrul acesta că foarte mulți dintre noi suntem impresionați de oamenii care fac, au capul mare și care sunt buni oratori și care vin să facă anumite chestiuni și pe unii care coboară foc din cer. Ascultați-mă, nu asta denotă faptul că suntem oamenii lui Dumnezeu, prin faptul că suntem buni oratori, că știm să punem bine punctele, să ne structurăm, să construim în jurul lor, să avem un titlu, o introducere, punctele și apoi să putem să avem o concluzie extraordinară și să mergem toți acasă pe 3 sau 4 puncte. Nu asta face și vorbește despre faptul că suntem oamenii lui Dumnezeu. În Psalmul 93, versetul 5, Biblia vine și ne vorbește felul următor: mărturile tale sunt adevărate, sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru oricât vor ține, spuneți noastră, vremurile. Nu în anumite generații. Cât vor ține vremurile, emblema noastră trebuie să fie sfințenia. Amin. Pentru că facem parte din împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu sfânt. Păi dacă Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, eu cum pot să spun că slujesc unui astfel de Dumnezeu și fac parte din împărăția lui dacă nu-i port ADN-ul, dacă n-am sângele său, dacă nu am natura sa, dacă nu am caracterul său, dacă nu trăiesc după principiile sale, dacă nu fac ceea ce el îmi poruncește, cum pot să spun că eu sunt un copil al lui Dumnezeu? Că de-aia diavolul face ce vrea cu noi, cei mai mulți dintre noi, și ne manipulează modul de gândire, ne înșală, ne abuzează emoțional, sentimental, fizic, psihic, face tot felul de chestiuni tocmai datorită faptului că nu avem certitudinea faptului că facem parte din împărăția lui Dumnezeu.
În momentul când știi că faci parte din împărăția lui Dumnezeu, în momentul acela o să trăiești o viață de sfințenie. Nu o să trăiești o viață de sfințenie ca să le impresionezi pe Dumnezeu, ci o să trăiești o viață de sfințenie pentru că natura ta divină te îndeamnă și este o normalitate să faci lucrul acesta. Doamne, ajută la lucrul acesta. Dumnezeu să ne întărească pe fiecare dintre noi, să înțelegem că trebuie să fim oameni care să trăim o viață de sfințenie. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Sunt cuvintele cărții Evrei. Nu noi am spus-o lucrul acesta. Îi spune, frate Darius, bun, m-ai convins. Noi te-am convins. Duhul Sfânt ne-a convins pe toți, inclusiv și pe mine. Îi spune, frate Darius, ce avem de făcut? Ar fi o singură soluție ce avem de făcut. Singura soluție care ne mai rămâne nouă este să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm ca Domnul să-i umple de Duhul Său cel Sfânt. Pentru că am putea să venim cu o sumedenie de soluții. 5 pași, cum să ieși din criză. 7 pași, cum să-ți desfășori activitatea spirituală. Însă soluția, ascultați-mă bine ce vă spun, nu sunt nici în cei 5 pași, nici 7 pași, nici 10 pași. Soluția este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine în viața noastră, El este acela care începe să lucreze. El este acela care începe să ne ridice. El este acela care începe să ne revigoreze. El este acela care începe să pună pasiune, să pună putere. Aduceți-vă aminte că apostolul, Ioan Botezătorul, când l-a văzut pe Iesua, când l-a văzut pe Iisus Hristos, a spus, El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și focul nu e încercarea, cum spun cei mai mulți oameni. Când încercați și oamenii din lume, și aia suferă de cancer, și aia au pierderi, și aia au tot felul de lupte, și aia sunt au pierderi, nu e vorba despre asta, ci focul este pasiunea care trebuie să fie aprinsă în inimile noastre, focul acela care trebuie să ardă pentru Dumnezeu, care nu mai arde. Aduceți-vă aminte că în cartea Levitic, capitolul 6, versetul 12 și 13, Dumnezeu dăduse o poruncă preoților ca fiecare dimineață pe altar să aprindă focul și să pună lemne ca să nu se stingă focul acela de pe altar niciodată. Levitic 6, versetul 12 și 13, a fost o poruncă dată de Dumnezeu. Asta înseamnă că focul Duhului Sfânt trebuie să ardă necurmat în viețile noastre, nu să lăsăm noi să se stingă, că de-aia în 1 Tesalonicii în capitolul 5, Biblia zice, nu stingeți Duhul. Și din nefericire, multe biserici stinse. Și din nefericire, multe familii stinse. Și din nefericire, mulți dintre noi suntem stinși. Și Dumnezeu în dimineața aceasta ne provoacă pe fiecare dintre noi. Haideți ca să reaprindem ceea ce Dumnezeu a făcut odinioară în viețile noastre. Haideți să fim oameni care în vremea aceasta să căutăm mai mult și mai mult să fim umpluți de Domnul cu Duhul Sfânt. Haideți să fiți oameni, să fim oameni care să ne dorim ca Domnul încet, încet să înceapă să aprindă focul în viețile noastre și vom vedea efectul pe care Dumnezeu îl va avea pe termen lung în viețile noastre. Cum problemele noastre se vor schimba, cum chestiunile vieții vor dispărea, cum lucrurile vor începe să se transforme, tocmai datorită faptului că focul Duhului Sfânt, când arde în viețile și inimile noastre, începe să transforme viețile noastre. Când eram micuț, aproape în toate vacanțele de vară mergeam la Călătani la bunica. În fiecare vacanță de vară și iarnă mergeam acolo, era locul meu favorit. Acolo cu verișorii mei, cu prieteni, aveam tot felul de chestiuni care le făceam și am avut o copilărie mai ceva ca eu în creangă. Mi-aduc aminte că bunica avea un candalău în casă. Ăștia, generația Facebook, nu știu ce candalău. Nici generația TikTok. Nu vedeți voi pe TikTok. Îmi vedea pomenirea candalău. Candalău era așa un ler. Nici ăsta nu știți. Un spor, așa, mulțam. Dar la așa niani pe care bunica făcea foc și cu care încălzea și camera și făcea mâncare. Când o singură dată am îndrăznit să mă ating de candalău și m-am ars, când îl vedeam, așa făceam și pe lângă el, așa ca balerinele frumos, nu cumva să mă ating de el. Știi ce era interesant? Pe același candalău, vara, se puneau tăche muștele, tăche gânganele, toți păianjenii. Știți de ce? Că nu era foc în candalău. Știți de ce? De cele mai multe ori, cei mai mulți dintre noi avem probleme emoționale, sentimentale, psihice, fizice și tot felul de atacuri care nu putem să le gestionăm. Nu că nu iubim pe Dumnezeu. Atenție, una să-L iubești pe Dumnezeu și alta să fii plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cei mai mulți dintre noi avem probleme tocmai datorită faptului că suntem stinși
și nu mai suntem plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că dacă am fi plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, indiferent prin etapele care trebuie să trecem, că Domnul nu ne-a promis că o să trecem așa pe tale până în împărăția Lui, ci Hristos a spus în Ioan capitolul 16, versetul 13, în lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Dacă am fi plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, am vedea cum toate chestiunile vieții s-ar schimba. Am vedea felul în care Dumnezeu ne-ar da biruința asupra tuturor lucrurilor. Am vedea felul în care putem să primim revelația necesară, să primim puterea de împotrivire și puterea de trăire în sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Dar problema nu e la Dumnezeu, ci problema este la noi. Și stimată Biserică Lumina și ceilalți credincioși care sunteți din orice confesiune sunteți, în această dimineață ceea ce avem nevoie, fiecare dintre noi avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El este singurul care face diferența. El joacă cel mai important rol în viața unui credincios. Nu cunoștințele, cunoștințele sunt bune. Nu experiențele, experiențele sunt bune. Nu alte chestiuni, ele sunt bune. Cel care joacă cel mai important rol este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, cu permisiunea fratelui Călin, haideți să ridicăm în picioare. Și această dimineață, haideți să mai zăbovim câteva minute și să ne rugăm. Dar haideți să ne rugăm în dimineața aceasta. Haideți să ne deconectăm de orice alt lucru, de ce din stânga, ce din dreapta, să ne deconectăm de alte chestiuni și să venim înaintea Domnului să spunem: Doamne, dacă am nevoie de ceva în dimineața aceasta, am nevoie, Doamne, să mă umpli de Duhul Tău cel Sfânt. Am nevoie, Doamne, ca să aprinzi în mine flacăra Duhului Tău cel Sfânt. Am nevoie, Doamne, ca din nou, Doamne, să faci din mine o făclie care să ard pentru împărăția Ta. O făclie care să ard în întuneric, ca oamenii din jur să vadă cu adevărat că Tu ești acela care lucrezi în viața mea. Partenerul meu de viață să vadă că Tu ești Dumnezeu care lucrezi. Oamenii din jur, de la școală, de la lucru, să înțeleagă că focul care arde în mine pentru Tine nu este ceva uman, ceva unei tradiții, a unei religii, a unei dominațiuni, ci este focul care arde de la Dumnezeu, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Pentru că în momentul acela vom putea să vedem minunile de care noi avem nevoie în viața de zi cu zi. Vom putea să vedem intervențiile lui Dumnezeu în viața noastră de zi cu zi. Vom putea să vedem felul în care Dumnezeu începe să schimbe macazurile în viețile noastre și felul în care Dumnezeu își face numele de slavă. Haideți, stimată biserică, să intrăm înaintea Domnului, să ne rugăm ca Domnul să ne umple de Duhul Său cel Sfânt, în timp ce grupul de laudă și chinare se vor pregăti ca să laude pe Domnul cu o cântare, că dacă avem nevoie de ceva, avem nevoie de Iisus Hristos, avem nevoie de Duhul Său cel Sfânt care lucrează, avem nevoie de Cel care este din veșnicie în veșnicie Dumnezeu, Cel care este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, Cel care are ultimul cuvânt și Cel care deține toate lucrurile în mâna Sa. El este Dumnezeul nostru, El este Tatăl nostru, El este Mântuitorul nostru, El este Călăuzitorul nostru, El este singurul care are puterea și tăria și capacitatea ca să schimbe. Și în dimineața aceasta cred că Domnul va fi acela care va lucra în dreptul fiecăruia dintre noi. Haideți să intrăm în rugăciune, haideți să intrăm în mijlocire. Dacă nu mai ai putere de rugăciune, roagă-te ca Domnul să-ți dea din nou puterea rugăciunii. Din nou Domnul să lese peste tine un duc de rugăciune. Poate că nu mai ai puterea ca să citești Biblia. În dimineața aceasta spune: Doamne, umple-mă de Duhul Tău cel Sfânt, ca să pot din nou să citesc Biblia. Poate de multă vreme n-ai mai avut o biruință și ai nevoie ca Dumnezeu să-ți dea biruință. În dimineața aceasta roagă-te și spune: Doamne, Tu care ești Dumnezeul biruinței mele, în această dimineață pune-mi un sac de biruință în mâna mea, Doamne, și umple-mă, Doamne, de Duhul Tău cel Sfânt, să pot, Doamne, să fac ceea ce trebuie. Și focul acesta al pasiunii, Dumnezeu să-L ducă din inimile și în viețile noastre, în dreptul celor care au nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Haideți să intrăm în rugăciune. Doamne, venim înaintea Ta, Doamne.